Audierile din dosarul medicilor de la Comisia de Expertiză Oradea, care au bătut recordul la Șpăgi, s-au mutat la Direcția Națională Anticorupție Oradea. În următoarele zile, 100 de persoane vor ajunge în fața procurorilor anticorupție, urmând a fi întrebate dacă le-au dat bani medicilor de la Casa de Pensii. Audierile se vor desfășura pe parcursul a 5 zile, iar unii dintre martori vor fi audiați de ofițeri judiciari din cadrul Poliției Bihor. Martorii au mai fost audiați și la începutul verii, când dosarul era instrumentat de procurorii parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor. Sute de beneficiari ai pensiilor de invaliditate au fost audiați pentru a se stabili câți dintre ei au plătit mită celor 5 medici experți și sumele aflate în joc. Mulți dintre ei au confirmat suspiciunile care planează asupra medicilor și au recunoscut că și-au primit deciziile de încadrare în grad de invaliditate după ce au dat mită. Aceste decizii sunt analizate de către o comisie de specialitate, iar persoanele care nu aveau dreptul la pensie vor fi obligate să returneze sumele încasate fraudulos și se vor alege cu dosare penale pentru uz de fals.